Domnule președinte al grupului de rugăciune din Parlamentul României, domnule președinte al Camerei Deputaților, distinși reprezentanți ai cultelor, doamnelor și domnilor senatori și deputați, doamnelor și domnilor, am onoarea de a pronunța în fața dumneavoastră mesajul pe care vi-l transmite președintele României. În mesajul său, domnul președinte spune: mă adresez participanților la reuniunea grupului ecumenic de rugăciune din Parlamentul României, urându-vă ca evenimentul dedicat valorilor identitare europene să prilejească un fructuos dialog interconfesional. Titlul manifestării reunește, în doar trei cuvinte, subiecte majore ale dezbaterii contemporane. În jurul acestora se poziționează în ultima vreme, în mod divers, atât societatea civilă, cultele religioase, dar și politicienii. Participarea dumneavoastră la această manifestare este cea mai bună dovadă că valorile, identitatea și Europa, fiecare separat, dar și împreună, se găsesc între preocupările majore ale spațiului spiritualității, dar și al secularului, că ele motivează reflexia, dar și acțiunea omului contemporan. În ultima perioadă, românii și-au arătat interesul, în mod specific, pentru fiecare dintre acești termeni. Cred că și din această realitate provine inițiativa dezbaterii dumneavoastră. Eu personal, spune președintele României, am constatat cu satisfacție atașamentul concetățenilor noștri față de Europa, față de proiectul de solidaritate european, clădit din experiențe istorice diverse, dar poate tocmai de aceea generat și generator de valori comune. Românii se raportează la acest proiect de pace, din care România face parte începând cu 2007, din ce în ce mai mult, ca la expresia cadrului de edificare a propriului nostru viitor, ce așteaptă a primi impulsurile și contribuția noastră proprie. Apartenența României la Uniunea Europeană s-a dovedit o șansă, o oportunitate pentru colectivități, inclusiv în ce privește păstrarea identității și patrimoniului cultural, a tezaurului spiritual, secular sau religios. Reamintesc că limba română este limbă oficială a Uniunii Europene, că de sprijinul financiar al acesteia s-au bucurat numeroase așezăminte de cult, că apartenența noastră la Uniune a făcut ca embleme identitare majore ale culturii românești să fie cunoscute și recunoscute în întreaga Europa. România este de asemenea apreciată pentru felul în care statul s-a poziționat de o manieră echidistantă și pozitivă în raport cu cultele și asociațiile religioase. Nu în ultimul rând, subliniez faptul că sub președinția română a Consiliului Uniunii Europene, agenda strategică a Uniunii, adoptată pe baza dezbaterilor care au avut loc la summitul de la Sibiu, proclamă investiția în cultură și patrimoniu cultural ca o prioritate a Uniunii și a statelor membre. Doamnelor și domnilor, Europa este un edificiu al identităților. Timp de secole, ele au generat deopotrivă dialog și dispute, aculturație ori conflicte. Două conflagrații mondiale, Holocaustul din perioada celui de-al doilea război mondial, purificările etnice din fosta Iugoslavie ne-au arătat în mod tragic cum identitățile pot fi invocate pentru a servi drept surse de manipulare, război, suferință și moarte. Ultimul secol ne-a demonstrat că existența, protecția și fructificarea identităților, a spiritualității bogate și diversei noastre Europe, pot fi asigurate doar prin garantarea drepturilor fundamentale ale omului, prin instituții și mecanisme democratice funcționând în respectul statului de drept. Există un pericol al activării discursului intolerant și la revenirea la contrapunerea identităților, ori folosirea argumentului identitar pentru subminarea solidarității europene? Din păcate, da. Acest risc nu a fost eliminat. Ba chiar el are forme concrete astăzi, în manipularea demagogică și populistă a atașamentului la propria identitate.
însă el poate fi îndepărtat, redus prin dialoguri în tocmai ca cel de astăzi, care se implice alături de clasa politică, segmente și reprezentanții ai societății, purtători ai diversității identitare ce caracterizează România contemporană. În acest spirit, salut manifestarea dumneavoastră și vă doresc succes. Mesajul președintelui României. Mulțumesc.